În data de 22 decembrie 2021 s-a încheiat procedura privind numirea pe funcții de conducere în unitățile de învățământ din județul Hunedoara pentru cei care au participat la concursul pentru ocuparea acestor posturi. Dintre cele 171 de posturi scoase la concurs, au fost ocupate doar 104. Perioada 20-22 decembrie este ultima etapă prevăzută de calendarul emis de minister privind organizarea și ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în rețeaua școlară a județului Hunedoara. Am emis deciziile de numire pe post în baza avizului Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar și vreau să reamintesc că au fost scoase la concurs un număr de 171 de posturi de director și director adjunct, au fost ocupate 104 posturi, dintre care 72 de director și respectiv 32 de director adjunct. Cei care au luat examenul își pot ridica deciziile de numire în funcție începând de vineri, 24 decembrie 2021, de la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Pentru ocuparea celor 67 de posturi de conducere vacante din școlile hunedorene, vor fi numite prin detașare alte cadre didactice până la organizarea unui nou concurs. Deciziile, contractele manageriale pe 4 ani și fișa postului se află la Secretariatul Inspectoratului Școlar și vor fi ridicate pe bază de semnătură de către colegii noștri, începând cu data de 24 decembrie. Au mai rămas neocupate prin concurs un număr de 67 de posturi, respectiv 36 de director și 31 de director adjunct, și așa cum spune legislația la ora actuală, legislația în vigoare, acestea sunt ocupate prin detașare în interesul învățământului, în baza avizului Consiliului de Administrație, printr-o decizie a Inspectorului Școlar General până la organizarea următorului concurs. Având în vedere schimbările apărute în structura anului școlar actual, noi directori plini sau adjunți din școlile hunedorene își vor prelua atribuțiile odată cu începerea semestrului al doilea, adică pe 17 ianuarie 2022, cu o săptămână mai târziu decât fusese anunțat inițial pentru a nu perturba procesul de predare, unii dascăli urmând a trece în birouri, iar alții se vor întoarce la catedră. Toate aceste decizii intră în vigoare începând din data de 17 ianuarie 2022. De ce acest lucru? Pentru că este final de semestru, sunt situații de încheiat, situația la învățătură, s-o încheiem în actuala formulă, o parte din colegii noștri trec la catedră, foști directori, alții vin de la catedră director și atunci în încadrarea în unitățile de învățământ se produce o mișcare, să zicem așa. Asta nu se face în timpul anului școlar, o facem în perioada dintre cele două semestre. Data organizării unui nou concurs pentru ocuparea funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ nu a fost încă stabilită, dar cel mai probabil acest lucru se va produce spre finalul anului școlar 2021-2022.